Hola, ¿qué tal? Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, bine toate cele, știți voi deja toate poeziile, nu știu, începe să mi se pară plictisitoare chestia asta, dar în fine, cred că se știe foarte bine, eu nu mai am voie să cumpăr produse de machiaj, nu îmi mai dau voie să cumpăr produse de machiaj, din simplu motiv că am destul de multe și zic eu că ar trebui să măcar să mă bucur puțin de ele, dar nu e ideea să le termin, ci pur și simplu să mă bucur de ele înainte de a trece la altceva. Pentru că, în general, sincer, când îmi cumpăr un produs nou, mă apuc, îl folosesc de câteva ori, după, rapid, îmi cumpăr un altul și tot le las în spate. Am produse pe care nu le-am mai folosit de nu știu cât amar de timp. Noroc acum cu produsele lunii și cu Project Pen-ul meu, că sincer, mai folosesc temeinic unele produse. Bun. Acestea fiind spuse, lucruri pe care voi deja le știați, nu știu dacă știți sau nu, dar în Franța a apărut Tarte în Sephora. Tarte este brandul american, pentru cei care nu știu, este un brand american de cosmetice foarte lăudat peste ocean. Așa că încă de acum vreo 2 ani și ceva, 3, cam salivez la ideea de a testa produse de la Tarte, pentru că le-am tot văzut lăudate pe YouTube-osferă, da? După cum vă spuneam, în special la fetele de peste ocean. Acum, dacă tot au apărut și în Sephora, n-am putut să mă abțin și am fost să-mi iau și eu ceva să testez. Și ceea ce mi-am luat, să știți că mi-am luat miniaturi, inclusiv paleta în miniatură și restul produselor sunt în miniatură, pentru a le testa, pentru a vedea ce știu să facă și dacă voi fi încântată de formulă, de consistență și de toate cele, ulterior, când o să am voie să cumpăr produse, o să-mi cumpăr și altceva, pentru că sunt niște palete la ei care îmi fac cu ochiul, dar da. Ce mi-am luat? Pentru început mi-am luat această palețică, da, cu 6 farduri, care se numește Tartlet Tease. Da, cred că face din toată, știți că au ei 3 palete Tartlet, doar că sunt ceva mai mari. În fine, eu ne-am luat-o pe aceasta pentru că are o singură nuanță si de fată și mai era încă o variantă, o miniatură din aceasta cu vreo 3 sau 4 farduri, ceva de genul si de fate. Da, palețica arată cam așa, da, este super micuță și foarte simpatică și la culorile pe care le are este numai bună pentru călătorii. Da, bineînțeles că vine și cu o oglinjoară, cum se știe de obicei, și cam așa arată fardurile. Da, sunt foarte portabile și zic eu că sunt, că se potrivesc oricui. Chiar dacă eu nu sunt adepta swatch-urilor, știu că de cele mai multe ori vouă vă plac aceste lucruri, așa că o să vă fac și eu niște swatch-uri. Ok, și cam așa se prezintă. Aici avem două farduri care nu se prea observă. Unul ar fi Whisper și unul ar fi Wink. După avem nuanța aceasta ușor si de fată care se numește Crush. Următoarea de lângă este First Kiss. Maroniu ăsta movuliu de aici este BFF și ultima nuanță este Heartbreaker. Pe mână ele se întind ușor, dar vom vedea cum se întind și pe ochi. Iar celelalte produse pe care mi le-am cumpărat sunt acest set care conțin un blush, un bronzer și o mascara, la fel în miniatură. Acestea cred că fac parte din, da, gama Amazonian Clay. Și hai să vedem. Mascara arată cam așa. Eu am desfăcut-o să văd cum arată pensulica. Nu știu dacă chiar o să-mi placă, dar sincer nici nu știu dacă o să-mi displacă. Cred că o să fie ceva pe lângă. După cum se vede, ambalajul este unul foarte simpatic. Următorul produs este un bronzer, Park Avenue Princess. Cred că asta este nuanța și face parte din Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Dar, da, cred că asta este nuanța, Park Avenue Princess. Ambalajul este așa, foarte simpatic.
Și cam așa arată produsul. Eu doar l-am swatch-uit pe mână. Ultimul, dar nu și cel din urmă, este acest blush simpatic, care v-am spus face parte din acest Amazonian Clay 12 Hours Blush în nuanța Harmony. Și cam așa arată. Da, este foarte, foarte simpaticut și după cum vedeți nu este nici mare, se asortează și cu unghiile mele. Hai să trecem la treabă, hai să trecem să le punem pe ochi, că gata, vi le-am arătat. Hai să vedem ce știu să facă și voi începe cu palețica. Deja știți că eu mereu încep prin a-mi pune o nuanță mai deschisă pe întreaga pleoapă și de această dată voi lua nuanța Whisper. Drept o primă impresie, fardul este foarte praf. Dar să vedem mai departe pe parcurs. Nu este extrem de pigmentat în momentul în care îl blenduiesc. În momentul în care blenduiesc acest fard deschis, îmi uniformizează puțin nuanța pleoapelor, dar nu face mare lucru. Asta în condițiile în care eu am niște pleoape foarte pigmentate. Bun. Lăsând asta la o parte, o să încep cu nuanța Wink, care este următoarea tot ceva mai deschisă, pe care o voi folosi drept nuanță de tranziție. Și deși și pe aceasta o văd potrivită, drept o nuanță din aceea pe întreaga pleoapă. Da. Nu se vede mare lucru. Hai să trecem la altceva și mai exact la First Kiss și voi încerca să-l lucrez pe acesta în pliu. Deja am plin de farduri pe aici pe masă. Pentru a intensifia și mai mult pliul pleoapei, voi încerca și nuanța Heartbreaker. Să vedem ce reușim și cu aceasta. Nuanța pe care o voi aplica și în colțul extern, dar de această dată strict în pliul pleoapei, dar nu voi încerca să merg și mai sus. Destul de ok, mi se pare ușor bizară, dar nu este nașpa, este ceva mai rece și probabil de asta mi se pare așa mai bizară. În schimb, trebuie puțin lucrată culoarea, da? Trebuie adăugat pigmentul treptat. Pe pleoapa mobilă voi folosi nuanța Crush, pe care o voi aplica cu ajutorul unei pensule plate. Este ceva un fard sidefat și îl voi aplica fără un spray de fixare, pentru că așa îmi place să fac prima dată când încerc un produs, să-i dau o șansă. Nu-l văd ca fiind un fard cel sidefat foarte in your face, dar este un fard plăcut, purtabil și zic eu că merge de minune de zi cu zi. Și ca să folosim toate fardurile din palețică, voi lua și puțin din BFF, fard pe care îl voi aplica la baza genelor pentru a crea așa o ușoară linie falsă de tuș. Am aplicat fardul la baza genelor, dar l-am și difuzat ușor pentru a nu fi foarte concentrat și se vede foarte plăcut. Mă gândesc că dacă l-aș pune în colțul intern sau dacă l-aș folosi pe pleoapă sau dacă aș aplica ceva mai mult produs, ar vedea mult mai pigmentat, însă eu doar am atins fardul și l-am aplicat pentru că nu am vrut să mă transform în ceache. Dar totuși, hai de același fard să-l aplicăm și la baza genelor inferioare, da? Lângă conjunctivă.
arată foarte bine, din punctul meu de vedere. Nu am niciun iluminator, așa că voi folosi iluminatorul de la Becca în nuanța opal, așa, pe care îl voi aplica în colțul intern și, desigur, ușor sub arcadă. Bun, hai să testăm și mascara pe care o avem. Se simte foarte lichidă, foarte umedă, drept o primă impresie. Așa, și mi-am băgat pensulița în ochi, pentru că de ce nu? Și după cum vedeți, sunt plină de rimel pe aici, dar nicio problemă, că asta se poate rezolva și remedia. Drept o primă impresie, să știți că îmi place această mascara. Chiar este destul de interesant. Acum depinde cum știe să fie purtată, da, să se poarte, cum se comportă, mai corect spus, peste zi, dar nu mi îngreunează genele. Nu pot să le spun că le-ar da cine știe ce volum. În schimb, genele mele sunt naturale, se văd destul de lungi și curbate și arată bine. Deci cel mai important este că dă un aspect plăcut. Să curățăm și ce am făcut aici sub ochi, da? După ce s-a uscat produsul, iau cu o pensuliță din aceasta de tip spoolie și pur și simplu îndepărtez produsul. Deci, din câte a se înțelege că este o mascara destul de rezistentă, pentru că mi-a luat ceva timp să o îndepărtez. Bun. Hai să trecem și la bronzer. Să vedem și acesta ce știe să fac. Din ce am observat eu, are și un ușor SIDEF, da, ceva, particule sclipicioase, dar foarte, da, foarte naturale. Știți voi, chestia aia s-a închis, da, nu este foarte pigmentat, ceea ce pe mine nu mă deranjează, pentru că eu am o nuanță foarte închisă a tenului, da, sunt albă ca zbenghea, așa, și atunci un bronzer destul de închis nu mă ajută decât pe timpul verii. În schimb, acesta văd că merge foarte mișto, este așa natural și v-am spus, are un SIDEF, dar nu particule din acelea, adică între, da, după cum se vede, între Becca și bronzerul de la Tarte, bronzerul este mult mai natural și mult mai plăcut. Deci acesta chiar îmi place și la vară, o să se vadă demențial. Așa, și hai să vedem și blush-ul. Blush-ul este un mat și are o nuanță așa între roz și piersiciu. În schimb, este destul de pigmentat, da, după cum se poate observa. În realitate, să știți că nu se vede chiar atât de tare, dar din câte observ pe cameră se vede ceva mai strong. Așa că voi încerca să-l mai potolesc puțin. Știam despre blush-urile de la Tarte că sunt foarte pigmentate, dar știți cum e, până nu testezi tu, nu ai de unde să-ți dai seama. Da. Totuși, este foarte mișto. Ok, și cam acesta este rezultatul final, da? După cum se vede, Becca se vede din avion. Este foarte sclipicios. Nu i-am, și n-am pus mult produs, dar se cunoaște. Una peste alta, îmi plac produsele. Nu pot spune că mă dau un vânt după palețică, dar trebuie să iau în calcul și varianta că de multe ori au formule diferite, produsele în travel size și produsele în full size, și asta știu pentru că am mai testat în diverse ocazii. Dar sunt niște farduri, deci palețica în sine eu o văd potrivită a fi utilizată într-un machiaj de zi cu zi și a fi luată în călătorie, pentru că poate fi realizat un machiaj de zi și un machiaj de seară foarte ușor cu produsele pe care le are, cu fardurile, da? Pe care le are. Dar și de asemenea, dacă vă place machiajul, ați vrea să încercați produsele Tarte, da? Pentru că cel mai probabil în curând vor apărea și în România, ați vrea să încercați produsele, dar
aveți destul de multe palete sau nu vă doriți să investiți prea mult într-o paletă, vă recomand să încercați o asemenea miniatură. Cât despre mascara, este naturală și îmi place. V-am spus, chiar dacă nu văd să-mi dea cine știe ce volum, îmi dă ceva alungire a genelor, ceea ce îmi place. Aspectul este natural, este plăcut, în special pentru că eu nu port gene false și atunci caut o mascara care să-mi dea cât de cât acel un efect ceva mai plăcut, mai voluminos. Bronzerul la vară o să fie absolut divin. Dacă știți blush-ul meu acela de la Kiko, care tot așa este un corai ușor așa shiny și foarte natural, ei, cam pe același principiu merge și acest bronzer, dar nuanța pe care o am eu nu o văd potrivită unui ten închis, ceva mai măsliniu, pentru că nu s-ar cunoaște. Pe un ten ca al meu, culoarea brânzei, se vede, se vede foarte natural, adică probabil că dacă aș fi insistat mai mult cu pensula, s-ar fi văzut ceva mai mult, dar mie îmi place să se vadă ceva mai natural. Cât despre blush, este unul foarte pigmentat, nu pigmentat. Ați văzut, eu doar am luat puțin produs și când am dat deja se vedea toată nuanța pe obrajii mei. Poate nu ar fi atât de dezastruos, dar știți că eu sunt obișnuită să nu se vadă mai deloc blush-ul, să fie ceva foarte discret. Dacă nu este, da, să lipsească acel ceva, dar să nu fie ceva care să iasă în evidență. V-am spus, nu am și un iluminator, nu am un ruj. Mai erau acolo la varianta miniatură macadamia oil. Eu nu utilizez uleiul pentru față și în Sephora în care am fost eu, doar aceste miniaturi erau de la Tarte. Probabil că în celelalte Sephora se găsesc mai multe. Știu că în Sephora din centru au și variantele full size și au mult mai multe produse de la Tarte, dar da. Pentru moment este mai mult decât suficient. Mi-am făcut amblaua și am încercat și eu în sfârșit produsele de la Tarte. Despre care, drept o primă impresie, aș putea spune că sunt foarte încântată și foarte mulțumită. Aștept să-mi spuneți dacă în țările în care sunteți voi, pentru cei care sunt din afara României, au apărut deja produsele Tarte. În România știu sigur că va apărea în curând, pentru că așa a fost și cu Fenty, așa a fost și cu Becca, așa a fost cu mai multe branduri din acestea, da, au apărut undeva în partea aceasta de Europa și la scurt timp în România, sau de multe ori în același timp au apărut produsele în parfumeriile Sephora. Deci da, dacă nu a apărut încă, urmează cât de curând să puteți pune mâna și voi pe produsele de la Tarte. Desigur, dacă aveți ca și mine. Bun, aștept să ne citim în comentarii, aștept să-mi spuneți și părerea voastră, dacă ați avut ocazia să încercați ceva de la Tarte, dacă v-ați dori, dacă da, ce anume și toate cele, da, aștept să ne citim în comentarii, vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, v-am pupat, pa!